Avem la nivelul județului Mureș 875 de recenzori, dintre care intră în pâine, începând de luni, un număr de 211 recenzori destinați sau cu obiectul principal autorecenzarea populației. Care este avantajul principal al autorecenzării și este ceva ca element de noutate acest lucru? În primul rând, fiecare mureșan alege momentul în care își alocă 15-20 de minute pentru a completa formularul pe care domnul director vi-l va prezenta ulterior. Fie că vorbim că se deplasează la punctul de autorecenzare, care va fi comunicat începând de luni, vom comunica toate punctele de autorecenzare cu adresă și program de lucru. Și dacă nu se descurcă din confortul domiciliului sau fiind asistați de anumiți membri, pot să apeleze la acești recenzori care au fost instruiți pe parcursul a două zile, prin bunăvoința Direcției de Statistică Mureș, au fost instruiți astfel încât să vină în sprijinul mureșenilor și a face acest proces să fie cât mai eficient. Momentul de referință, cum a spus și doamna prefect, este 1 decembrie ora 2021, ora 0. Ce înseamnă acest lucru? Se va intra cu autorecenzarea, atât asistată cât și cu recenzarea normală, după această dată. Deci au trecut deja de la acel moment de referință câteva luni, până în 17 iulie, când se termină practic recenzarea finală, ori trece jumătate de an. Deci tot ce se recenzează în aceste perioadă se referă la acel moment de referință. Deci, să zicem, lucrurile cele mai generale. Deci, acele persoane care au decedat după 1 decembrie ora 0, ele trebuie să recenzate pentru că la acel moment de referință erau în viață. Acei copii care s-au născut după acea dată nu se recenzează și nu intră în recenzare pentru că nu erau în viață. Deci nu erau născuți la acea dată. Legat de clădiri și de locuințe, tot așa. Deci se iau acele clădiri locuite și care erau la data de 1 decembrie, pentru că știm, sunt destul de multe mișcări în ceea ce privește clădirile și locuințele, deci cred că toată lumea vede cu ochiul liber, răsar ca ciupercile după ploaie. Deci tot ceea ce s-a construit și a devenit locuibil după data de 1 decembrie nu intră în recensământ, în schimb, acele locuințe care s-au dărâmat, sunt multe locuințe care au luat foc, au ars și așa mai departe și care la data de 1 decembrie erau locuite, trebuie să recenzate. Populația, lumea trebuie să se înregistreze la reședința obișnuită. Deci înseamnă acolo unde locuiește de fapt și de drept și nu unde scrie în actul de identitate. Deci de aia se face acest recensământ pentru a se stabili populația rezidentă, pentru că populația după domiciliu toată lumea o știe. Deci ai un buletin, scrie un buletin în baza de date de la SCPCL, știe toată lumea unde e buletinul și în ce localitate. Acest recensământ se face pentru a se determina, de fapt, în fiecare localitate, câte persoane locuiesc de fapt și de drept acolo.